Hei, salut, prieteni! Videoul de astăzi va fi un mic review, un mic unboxing și un mic review la această cameră. Este cea mai ieftină cameră de la Navitel. Am primit astăzi de la Navitel camera asta ieftină pentru review și tot pentru review acest GPS care, din nou, este cea mai ieftină variantă de GPS pe care ei o oferă. Dar astăzi vreau să văd cum se comportă camera asta, care este super, super ieftină. Dacă vreți așa ceva sau vreți să vă uitați la ea măcar, aveți link în descriere. Să facem un mic unboxing întâi. Nu sunt foarte multe lucruri aici. Asta este camera. O lăsăm deoparte momentan. Aici avem ventuza, încărcătorul și niște cărticele. Important de menționat că odată cu această cameră și din câte știu eu cu orice produs Navitel, veți primi o licență pentru navigația Navitel pentru telefon. Pe partea asta altă, pe partea altă e license key-ul, deci nu pot să vi-l arăt. Și user manual. Bun, hai să vedem ventuza asta. Pare destul de micuță, cum așa arată. Nu știu exact de ce se prinde, bănesc de cameră. Încărcătorul. Să vedem. Asta este camera. Așa arată, foarte mică. Construcție din plastic, bineînțeles. Cu ceva folii pe, una pe lentilă și una pe ecran. Le scoatem pe amândouă. Ok, și asta se bagă aici. Așa, din câte îmi dau seama. Și asta e. Foarte ușor de montat. Bineînțeles, acum va trebui să băgați firul ăsta pe undeva. Hai să o punem pe geam să vedem ce știe să facă. E foarte, foarte ușoară. Sunt tare curios cum filmează. Bun, să băgăm la curent acum. Da, asta am uitat. Nu am un card microSD de la mine, dar o să mă duc acasă să iau înainte să încep să filmez cu camera. Resolution, ia să vedem. Avem VGA 720p și 1080p. 1080p, vedem record cycle, 3 minute, interval record, exposure, avem minus 2 acum, motion detection, on, interesant, asta e bun la accident, recording, on, să fie și sunet, date stamp, on, on, G-sensor, medium, parking mode, interesant. LCD brightness, cât să rămână închis, auto power off, off, e bine, așa. Frequency, da, în funcție de țara în care o folosești. La noi aici în Europa este 50 de Hz. Dacă o pui pe cine, dacă o pui pe 60 de Hz, flickere imaginea. Beep sound. Off. Perfect. Language. Ia uite, Romanian. Dată, oră, format, setări implicite. Anulare. Nu are foarte multe opțiuni. Ideea e să filmeze bine și să se vadă numerele de înmatriculare. Hai să vă cum filmează și apoi revenim cu concluzii. Nu v-am arătat camera așa, la exterior, foarte bine. Are aici sus un buton de on-off. Hai să scot asta. Se pare că are și un pic de baterie camera. Avem aici sus un buton de on-off. S-a închis. Un port micro USB. Aici vine ventuza. Un difuzor. Un slot pentru un card micro SD. Microfonul. Și cam atât. E o cameră foarte simplă și foarte ieftină. Ideea e să-și facă treaba. Așa că hai să vedem dacă își face treaba.
Și haideți să trecem la concluzii. Ați văzut cum filmează camera. Ca mențiuni, când am filmat pe zi, expunerea am pus-o la minus 2, lucru care a ajutat pentru că are tendința să supraexpună zonele foarte luminoase. Cred că aș fi putut merge chiar și până în minus 3. Numerele mi se par destul de vizibile, iar calitatea imaginii mie personal mi se pare ok pentru ceea ce reprezintă ea și pentru faptul că ai nevoie de filmare în cazul unui accident sau în cazul unui aproape accident. În schimb, când am filmat pe noapte, am dus expunerea la 0 din nou pentru că m-am gândit eu că are nevoie de mai multă lumină. Lucru care nu a fost bun pentru că numerele mașinilor nu se mai văd. Din cauza farurilor, numerele sunt supraexpuse și nu mai vezi absolut deloc numărul. Adică în momentul în care vrei să folosești filmarea, nu te ajută pentru că nu poți demonstra că mașina care te-a lovit e exact aia din filmare. Ca idee, în principiu, cred că este foarte bine să fie lăsată camera pe minus 3 la expunere și cred că în cazul ăla se va descurca foarte bine atât ziua cât și noaptea pe minus 3. O să mai fac niște teste cu ea să văd cum filmează noaptea la minus 3. Ați văzut că am închis la un moment dat farurile să văd dacă se vede numărul și se vede dacă nu am farurile aprinse, dar na, noaptea mergi cu farurile aprinse. Având în vedere că această cameră este aproximativ 200 de lei, eu zic că își face treaba foarte bine. Acum voi decideți. Vă uitați la imagini și voi decideți dacă vi se pare că filmează suficient de bine pentru banii ăștia sau nu. Are toate opțiunile necesare să te poți folosi de ea în mod constant. Ecranul nu este foarte bun, adică ce apare pe ecran este o imagine mult mai proastă decât ceea ce scrie camera pe card. Asta am observat cât am folosit-o eu, dar asta e irelevant pentru că se vede ce filmezi anume și în momentul în care scoți cardul și bagi cardul într-un laptop sau într-un telefon, atunci filmarea este mult mai bună. Lăsați-mi în comentarii părerile voastre despre camera asta și spuneți-mi în comentarii dacă aveți camera auto, ce model și cât de mulțumiți sunteți de ea. Dacă vreți să vă cumpărați camera asta, o găsiți în descriere și în zilele care urmează voi testa și GPS-ul de la Navitel, care este un pic peste 300 de lei, deci și acolo e un preț foarte bun. Sunt curios cât de bine se descurcă. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă dați prietenii voștri și ne vedem mâine.